Salutare, dragi prieteni! Această lecție să fie puțin mai interesantă. Deci astăzi noi vorbim despre scrierea unui cod corect sau scrierea unui cod curat. Un cod curat din punct de vedere a sintaxei, aranjării în document și citibilitatea lui. Aceasta este o problemă des întâlnită și eu la rândul meu la fel scriam cod nu chiar bun, fiind în primul an la facultate,

nu până la urmă. Deci programatorii, jumătatea de lucru pe care îl fac, asta este scrierea codului. O altă jumătate de lucru este scrierea corectă a codului sau scrierea codului într-un fel ca alți programatori să înțeleagă. Aici în programare nu lucrează acest principiu, precum că dacă codul dat a fost greu de inventat sau greu de scris, înseamnă că altcineva la fel ar trebui greu să-l înțeleagă. Asta este total greșit. Mulți asta uh, uită la început, mai ales începătorii, iubesc să un cod foarte încurcat, ca altcineva care citesc codul lor să le pare că ei au scris un cod super mega bun, care e tare greu de înțeles și trebuie să fie, nu știu, mare underkind în programare ca să l înțelege. Deci asta este greșit. Cu cât programatorul este mai excusit, cu atât mai bun cod el scrie și cu atât codul este mai pe înțelese. La această lecție noi să vorbim uh, despre careva norme și am să atrag atenție mai mult la limbajul C, deoarece pe acest canal noi în mare parte am abordat limbajul C. Vreau să vă spun că alte limbaje de programare în diopsie sunt mai stricte la formatarea codului în fișierul vostru și anume în limbaj de programare precum Python. Da? Deci dacă n-ați pus o tabulare corect, codul respectiv uh, nu va putea fi pornit. Da? N C, C++, uh, Java, JavaScript, C și alte limbaje, așa ceva noi. Dintr-o parte bine, dintr-o parte nu chiar, dar totuși ar trebui să fie o normă de scriere a codului, așa un fel de etică a programatorului și ea trebuie să fie respectat. Deci circa 80% din lucrul programatorului se duce în mare parte pe menținerea unui cod mai vechi studierea lui pentru că așa se primește că nu mereu persoana care a scris un program peste câțiva ani la fel ea va continua acest program. Poate să fie așa ceva că persoana care a scris 90% din codul la programul dat s-a concediat și nu mai este la lucru. Deci astfel persoana dată ar trebui să fie un pic, un pic mai responsabilă, scrie un cod mai bun ca colegii care vor veni respectiv după el să-l înțeleagă mai bine și să-și poată continua lucrul ușor mai departe. Câteodată eu la lucru pierd minute întregi uh, și timp mai mult ca să formatez oarecare funcții uh, corect, ca să le scriu corect pe înțelesă, se denumesc careva variabile, chiar se întâmplă chiar și așa ceva, pierd mult timp, redenumesc variabile, ca tot codul să fie clar, ca persoana care îți după mine, să înțeleagă ce am vrut eu să fac prin codul dat. Da? Și ceea ce, ce uh, uh, se învață, deci, în mare parte la exerciții diferite, uh, de competiții, de programare, acolo uh, toate variabile sunt numite A, B, C, X,

change player, tot așa. Deci variabile sunt numite intuitiv, funcțiile sunt numite intuitiv și respectiv codul citește ușor. Da? Bine, deci în primul rând aș vrea să atrageți atenția la codul în limbajul C, o funcție standardă, da? un program mai corect spus standard care nu face nimic, returnează 0 și aici vedem că am inclus biblioteca standard input output, funcția main, care nu primește niciun parametru, deci am indicat aici void, da? deci funcția nu primește în cazul dat niciun parametru și returnează 0. Deci după cum observați am separat funcția principală de includerea librariilor printr-un rând gol, asta ar fi bine, și pe lângă aceasta, iată aici, la <coughs> rândul 6 înainte de return 0, la fel am lăsat un rând gol. De deci ce se face asta? Deci este o practică bună ca codul principal din main să fie separat de return 0 cu un rând. Adică, noi aici o să avem oarecare logică, îmi da? o variabile, un counter spre exemplu și mai departe counterul dat, nu știu, va fi schimbat valoarea, o să fie care va cod principal iar apoi va returna Zero. Deci ce se întâmplă aici? Avem spațiul unde noi declarăm variabile. Dacă observați unde sunt variabile, la fel am separat codul de declarare a variabilor cu logica din funcție printr-un rând și respectiv returnarea, am separat-o la fel pentru un rând. Este o practică bună, deci astfel programatorii se axează mai mult pe logica principală, deodată o ved când ar fi totul lipit, ar fi puțin mai greu citibil, mai ales când este cod mai mult. Astfel, deci eu am tot codul principal aici. Așa, deci asta așa ca o introducere în tema noastră de astăzi și dacă o să vorbim

USERS COUNT Și observați că este o variabilă din două cuvinte Așa primul cuvânt este USERS, al doilea este COUNT Și respectiv am separat denumirile Sau uh, cuvintele Cu ajutorul la UNDERSCORE Deci asta se numește SNAKE CASE, atunci când, un, când uh, avem O denumire la variabil compus din mai multe cuvinte, fiecare cuvânt este separat prin UNDERSCORE USERS COUNT, uh, spre exemplu uh, positive numbers, da, și așa mai departe. deci asta ar fi la noi snake case, este, ați mai zis de așa ceva ca camel case, de la Camila, și de ce, deoarece, aici așa parcă cu, cu de la Camila, da, deci n r și puțin mai sus dicta alte litere și asta ar fi ca un fel de cocoașă la și prima literă este mică iar litera la următorul cuvânt ar fi o literă mare positive numbers spre exemplu dacă ar fi un cu, u, u, o denumire de variabilă mai mare ar fi po, positive numbers from list de exemplu iar ar fi ceva de genul atunci când avem mai multe cuvinte compuse da, Și, respectiv la snake case ar fi positive numbers from list. Da. Uh, vreau să spun că uneori, da, unele variabile sunt numite prea verbos. Uh, poate să întâlniți așa termen ca uh, verbozitatea uh, unei variabile sau unui cod. Uh, prin asta să are în vedere că este prea tare descris uh, denumirea la variabilă. Uneori asta e bine, uneori nu și sunt limbaje foarte verboase precum Objective-C, însă codul de acolo într-adevăr este citibil și nu trebuiește mult uh, efort pentru a înțelege câteodată uh, care va cod. Așa, asta la noi a fost Snake Case, asta a fost Camel Case, pe lângă aceasta mai există și Pascal Case, Pascal Case deosebește de uh, Camel Case prin faptul că prima literă ar fi literă mare. Uh, Snake Case folosește la C, Camel Case folosește la Java și deja Pascal Case folosește la C Sharp. Desigur că la alte limbaje tot se folosesc alte convenții, <coughs> eu în mare parte pe alte limbaje mai sunt programez și pe unele limbaje puteți să vedeți mai multe norme, chiar și în C, unii programează după un standard, alții după alt standard, însă fiecare limbaj dacă ați început să codați după un standard, trebuie să vă țineți de deci, e standard și să mergeți mai departe. Bine, deci ne-am clarificat. Spre exemplu, în limbajul C vom utiliza uh, Snake Case. Da? Poate ați mai, auzit, de așa ceva ca și Kebab Case, există așa ceva, deci asta ar fi asemănător cu Snake Case, însă în loc de underscore, pur și simplu să folosești cratimă. Asta se des la limbaj de marcare, precum HTML. Da? users count ar fi ceva de genul. Ok, bine, deci am creat o variabilă, users count, putem să o inițializăm aici, de exemplu cu 0 și mai departe o să facem careva schimba cu această variabilă, uh, nu știu, deci users count plus plus, o să scriem un cod foarte simplu uh, și după aceea să returnăm 0. Deci denumirea la variabilă trebuie să fie intuitiv. Da? Uh, eu vedeam foarte multe exerciții, poate și exemple uh, de programe și chiar și în cărs, uh, nu chiar bune de programare, așa să-i spunem, și de obicei îmi pare rău, dar uh, asta e mai mult literatura noastră pe care noi avem. În literatura internațională un pic e mai bun acest lucru și uh, de multe ori variabile sunt numite pur și simplu acolo. Uh, un, uh,

și erau probleme foarte mari încă în limbajul Fortran sau început de la chestia asta că ori el sau unul nu se știa și asta în deopte e cel mai rău ce poate să fie, da? uh, ok, deci nu numiți variabile, pur și simplu, uh, dintr-o literă, nu, sunt cazuri, de exemplu, I și J în iterații diferite, noi așa și să lăsăm. Uh, însă, niște variabile care aduc o informație, care mai e, mai mare, așa să spunem, care au un rol important în program, nu trebuie să fie numite foarte scurt și pe lângă aceasta nu trebuie să fie numite deloc neintuitiv, de exemplu, pur și simplu W sau eu mai știu ce, da? Deci vă străduiți să numiți variabile intuitiv ca pe urmă îți va fi ușor să lucrați. Codul pe care voi îl scrieți astăzi, pe jumătate de an, îți va fi total străin, da? De aceasta numiți variabile corect și mai comentați câteodată codul.

variabile trebuie să fie numite cu litere mici. Uh, cu litere mari pot fi numite diferite constante. Spre exemplu, când am să utilizez la define, am să, uh, am să utilizez di directiva preprocessorul define. Uh, spre exemplu, define max uh, users. Da? Uh, pot, fi, uh, pot fi utilizate literally mari. Da? Uh, și din cod, când am să văd undeva în cod uh, ceva de genul, users count, E egal cu max users pe Am să știu că max users este o constantă sau nu în cazul nostru este utilizat define nu e chiar o constantă dar la noi uh, am utilizat asta cu uh, intenția de a scrie o constantă da? uh, cam asta e deci spade numit constantele culturi mari uh, sau totodată depinde și de reguli la proiect care va aflați uh, Bine, un alt uh, un alt moment ar fi să numim funcțiile intuitiv. Deci ce, ce, ce face această funcție, da? Și o să ne ducem la codul nostru de la tic tac -tou, corect? Și iată am funcția Draw Board. Eu de multe ori menționez că este important de studiat limba engleză pentru un programator. Foarte, foarte moment foarte important. Deoarece uh, mulți care vin cu un background de limba franceză întâlnesc probleme mari. Uh, programarea în mare parte asta sunt multe cuvinte în limba engleză, mult cuvinte cheie sunt uh, în limba engleză și termenii sunt în limba engleză. Așa că vă, dacă credeți că o să deveniți programatori buni fără a cunoaște engleză, nu e chiar așa. Uh, cei care sunt la liceu acum, cei care vor să intre în programare, deci ar trebui să pui accentul acum în mare parte pe engleză, iar apoi pe programare. Uh, drawboard. Uh, deci drawboard ar fi o funcție care desenează tabla noastră. Este clar din denumirea funcției ce face. E face desenarea uh, tablei. Corect? Și dacă îți nu numesc pur și simplu funcția asta de mic, asta nu o spui nimic. Corect? De multe ori întâlnesc persoane mai leneși care numesc funcția dintr-o literă sau dintr-un cuvânt. Ce face? Ea draw sau board, pur și simplu. Dar deci ce board? Dar ce draw? De ce face? Nu-i clar. Da? Deci stric câteodată nu știu, oricare funcție, de ce face, nu-i clar. Deci funcțiile trebuie să numite la fel intuitiv, la denumirea funcțiilor, la fel să folosești snake -sn case, underscore, între under cuvinte. Asta este o practică foarte și foarte bună. Uh, da, am să fac un control Z, să, să nu uit. Și uh, В респектив есть клар деньги на мере функции js если Дак отсюда обсерватория, че есть вариабил глобалы, вариабили глобали, арфий бинь динумит ку префиксул gnfaza, да. Дик экземплю юла меням сам он леван кода вариабил глобалы. Адис при экземплю он int registered users, ктс сам регистрат Uh, și ar fi o practică bună ca variabile globale să aibă un prefix cu gmic underscore în față, astfel eu știu că asta e o variabilă globală. Și ca să nu mă încurc cu variabile locale uh, folosesc acest prefix. Este o practică bună pentru C. În deopște nu e chiar o practică bună de folosit variabile globale deoarece uh, orice funcție ar putea schimba starea acestei variabile și astfel de coduri cu variabile globale este greu la astfel de uh, coduri este greu de făcut debug, corect? În unele cazuri le ușurează viața, în unele nu chiar. Și uh, deja în limbajul modern de programare, crearea variabilor globale nu e chiar așa de simplă uh, cum era, de exemplu, în CC++ sau Pascal. Uh, și dintr-o parte asta e bine, deoarece variabile globale, stare globale pe tot parcursul programului și din cauza asta pot apărea probleme în cod, nu se la, la momentul dat de timp ce valoare va avea variabila dat. Este greu de făcut depanare la astfel de programe, apar probleme și din acest motiv ar fi bine să, să nu folosim variabile globale. Unii ele ușurează lucru și anume ceea ce ține tunelarea datelor. Sau altfel spus, când se transmit date diferite în, în funcție, cum spre exemplu pentru draw border trebuie să transmit de gboard mereu sau în alte funcții. Acest cod e un pic l-am simplificat atunci la tutorial pentru că să nu complicăm cu mulți parametri, dar dacă sincer, dacă ar fi un cod real, eu totuși aș prefera să transmit parametri aici. E bine când funcția a primit parametri și lucrează cu parametrii primiți. Da? Funcția n-ar trebui să depindă de ceva global. Asta ar fi tot ca un punct e, interesant. Bine, eu am să revin, am să las aici Registered Users, asta ar fi la noi o variabilă globală și acum un alt moment, dacă observați am lăsat spații între operații, atribuirea este o operație, corect? Deci între atribuire și valoare este un spațiu, multe ori văd așa ceva, nu chiar bine și o să vedeți ceva de genul în multe surse, în multe exemple. Nėra gerai, tai turi būti separat operacija de valoare pertranspacią. Aici yra spacius ir čia yra spacius. Aici yra spacius ir čia yra spacius. Taigi, jei aš sufaksiu kažką į geną users count, a, egal cu users count plus 1, aš sufaksiu komentarį pylung. Păi ar fi ceva de genul, da? Asta ar fi bine, dar asta nu ar fi tare bine. Deci eu spun aici în spațiu, aici un spațiu, aici un spațiu și aici în spațiu. Asta tot ar fi un punct a, important dimensionat și a, în coduri din cărță, în coduri în proiecte, o să vedeți a, ceva a, de genul. A, plus la aceasta. Asta se referă la toate operațiile, nu numai la atribuire și la donare, dar și la înmulțire, împărțire și așa mai departe. Am să mai fac un exemplu cu o funcție, lăsați să fie de tip void și o să fac print numbers și o să primească un int number1 și int number2, da? așa o funcție dummy, adică nu face nimic și o să afișez cu ajutorul la printf

и, респективно, когда я вам функцию date, print numbers, то есть я вам number1 и number2, и вот, у нас результат Я создаю две number1 и number2, которые я вам с 0, Есть. дичь что, как-то,

Așa. Bine. Deci asta noi am vorbit despre spațiere între operatori, am vorbit despre denumirea variabilor și acum să vorbim despre tabulări și blocuri. Deci se folosesc taburi, nu se folosesc spații. Deci codul din cadrul unui bloc trebuie aliniat mai la dreapta cu tabulare. Deci o să apăs tab acum și o să fie aliniat mai la dreapta. Iată codul nostru, așa, foarte bine. Nu e bine ca un rând de cod să fie aliniat la dreapta, altul la stânga, acesta la stânga sau unde obște și mai la dreapta, deci, așa ceva, asta e nu chiar bine. Nu vreau să numesc cuvinte urât codul, da, dar nu e chiar frumos. Da? Deci Asta ar fi o practică bună de aranjat codul în blocuri cu o tabulare la dreapta. Foarte multe ori văd de începători scriu așa ceva asta de e de obștii strașnic și doar ochi de la așa cod, asta e foarte strașnic uneori încă și așa ceva o să mai fie pe undeva asta mai strașnic o leacă și din acest motiv nu mai decât formatați codul pe blocuri. Asta încă e Floreceli în comparație cu ce poate să fie când codul e mai mare. Deci eu mai departe am să adaug

da? Deci uitați-vă, acest bloc din if aparține blocului lui main și cu cât blocul este uh, uh, mai adânc, așa să spunem, deci cu cât nivelul lui este mai mare, cu atât mai mare o să fie uh, tabularea acestui bloc și respectiv la acest nivel avem o tabulare, suntem la nivelul 1 aici ar fi la noi nivelul 2 și avem două tabulări uh, spre exemplu o să facem un printf uh, și o scriem 100 users

Aculadele pot fi omise, dar asta nu înseamnă că aici nu trebuie să tabulăm mai la dreapta instrucțiunea dată, deoarece ea se află la un nivel mai mare, adică la nivelul 2, într-un bloc mai mare. Și a, asta ar fi la noi printeful dat. A, da? Deci acest nivel o tabulare, un nivel a, mai mare, două tabulare Asta se referă și la for, și la while, și la do while, și așa mai departe. Deci dacă o să am un for, a, ceva de genul. Păi aici la fel ar trebui să fie în codul nostru, în cadrul acestui bloc și să fie tabulat. Asta e, joacă o importanță foarte mare. Vă rog să nu folosiți spații în loc de taburi, deci folosiți tab, tab, dar nu scriu op spații. De obicei un tab e setat ca patru spații. Asta depinde de editorul de cod pe care îl folosesc dumneavoastră. Bine, iată am vorbit despre tabulări. Codul trebuie să fie bine a, tabulat asta crește citibilitatea codului și o să vedeți de multe ori blocurile de cod poate cam ceva de genul. Unii scriu blocurile de cod în formatul dat și aici apar războaie între utilizatori că ei nu știu sau mai corect spus între programatori, ei nu știu în care stil de blocuri să folosească. Deci ce stil de blocuri se numește Kernighan Rice,

Și la fel nu i mare greșeală dacă se folosește pentru C, uh, dar sunt, de exemplu, un limbaj în care el categoric nu se folosește, precum, nu știu, cred că se sharp cel mai des nu se folosește, uh, el se folosește, de exemplu, în JavaScript se folosește, da, și în alte limbaje se folosește stilul lui Kernighan Ritchie. Dar aici un moment, dacă ați început să programați după un stil, continuați cu el. Dacă la voi toate acoladele să așa, continuați tot codul să fie în așa acolade. Dacă ați început deja așa, lăsați să fie toate acoladele în stilul lui Alman. Deci aici e un moment foarte important pentru începători, eu nu știu, cred că ar fi mai bine de început codul lui Alman, deoarece blocurile se văd mai, mai, clar. Și dacă în interiorul acest bloc eu o să mai iau încă un bloc, nu știu, o să verificăm cam ceva de genul. Deci, блок роли интервьюари все в этой да, если видеть как блок у лачеста, а порции фор, да, а дико и мои кларум пик, для пентронче потор, это синтакса даты, пати у магрешеск, пати кой вай есть и мои симплу и инверс, да, а я префер стиль алман, а еще фей преференции сали, есть и cât de lungi să fie funcțiile noastre sau cât de mari să fie funcțiile. De este o practică bună ca funcțiile să nu depășească 25 de rânduri. Și de ce 25 de rânduri? Deoarece pe calculatoare mai vechi o funcție ar, ar, ar încapea pe ecranul unui monitor doar 25 de rânduri. Deoarece, în cazul dat noi avem în jur de 24 de rânduri, încă e ok, da? și 75 de coloane, 75 de coloane sau 75 de, coloane, de caractere. observăm aici, de exemplu, 47 de coloane ale rândul dat. Din nou, pentru că unele, unele uh, monitoare cândva de mult nu, nu puteau afișa mai mult de 75 de caractere pe un rând și era uh, puțin mai greu asta. Ok, dacă poate aveți un caracter două mai mult, nu cred că e așa de critic, cum de exemplu la noi aici, dar totuși ar fi bine să ne ținem de această regulă și să nu fie rândurile de program foarte și foarte lungi. Da? Sau puteți separați, pur și simplu, apelul acestei funcții lungi sau o instrucțiune lungă pe mai multe rânduri, însă folosesc, folosesc diferite tabulări, la fel să nu și de asta. Acest un exemplu ar fi rândul dat, rândul 88 din codul cu tic tac -tou. observăm că are 89 de coloane. Se formatat, să fie pe două rânduri, spre exemplu, și când sunt operatori logici, undeva operații logice, eu prefer ca operatorul logic să rămână la urmă, iar apoi executez, execut o formatare. Și acum o să execut formatarea utilizând Alt Shift F, deci Alt Shift F în Visual Studio Code, M va formata corect codul meu. Da, și observăm că aici avem condițiile noastre, iar aici, operatorul nostru. Respectiv, dacă o să mai adaug un end, o să fie cam ceva de genul. Deci, o să adaug aici un end. Așa. Și aici deja o să urmează alt condiție. Da? Deci, când aveți if mai compuse, ar fi bine să vă țineți de această regulă. Ok. Bine. Totuși, am să las uh, codul formatat să fie mai bine. Iată, ceva de genul. Uh, am zvrăt un cod mai rău pe care eu m-am scris de mult în jur la 5 ani în urmă și asta e bine când voi analizați greșelile voastre. Fiecare de noi a început să scrie cod mai rău, pe urmă cod mai bun, nu spun că eu scriu cod ideal, fiecare programator, fiecare programator are, așa să spunem, e, neajunsuri și acum, dar aici e precis ceva nu e bine. În primul rând, deci uitați să aici, spațiu între virgulă, aici spațiu, aici spațiu, aici nu e spațiu, aici nu e spațiu, cam nu e chiar bine numit corect. Aici e un print F și un scan F pe un rând, deci nu e bine să fie mai multe instrucțiuni pe un rând, trebuie să fie câte o instrucțiune pe rând. Cate nici nu se înțelege care în care e îmbricat, deci foarte greu de, de urmat acest cod, cred că ar fi cam ceva de genul, For date de la altceva se referă. Uh, pf, e puțin strașnic, că aici am multe rânduri goale, da? Observați aici prin cum a zburat forul aceste în noi unde trebuie ești încă și GoTo să a folosit, GoTo nu prea se folosește. Uh, de obicei, poate mai greșesc, se folosește și chiar și programatorii de la Linux se folosesc de go to Dacă o să deschideți repozitoriile de la Linux, Chris NC, o să vedeți că ei folosesc GoTo. Și

aici din nou spațiu gol, rânduri prea multe goale, da? deci noi putem separa cumva codul, codul nostru pe blocuri diferite, așa să-i spunem, ca să fie mai clar de înțeles. Aici cam nu-i bine, uitați-vă acest if în diop, zburat, nu știu pe unde, deci și instrucțiunea pe un rând nu-i bine, trebuie să fie instrucțiunea aici, aici, acest continuu la fel, deci cu o tabulare la dreapta deci se observă că nu e respectat bine nivelul, da? Pentru, pentru do while această coladă nu se înțelege de unde e din acest for, deci respectiv tot conținutul de aici ar trebui să fie tabulat încă o dată la dreapta, cum deja e mai bine, da? Nu știu, adică foarte mult contează cum voi formatați codul, asta e un cod nu chiar bun, scris de mine în anul întâi la facultate, primul semestru, dacă nu mă greșesc și cam asta e. Deci o să formatez aici unele lucruri, e mult de lucru aici, dar repijor o am schimb, da? Cam asta e. Bine, cred că ideea principală e clară și nu o să merg mai departe. A, deci vă străduiți să vă țineți de principiile pe care a, noi astăzi le-am utilizat și le-am descris. În mare parte, a, acestea ar fi ideile principale cu care eu aș vrea să discut cu voi. Uh, Folosiți-vă ele, țineți-vă ele, eu sigur că o să vă ajute și uh, la lucru sau la scrierea codului în producție, numai decât aceste reguli se utilizează și chiar dacă o să utilizați undeva uh, o regulă îngreși, uh, greșită, așa să spunem, sau a scris undeva o linie de cod nu chiar bine formatată, pe riscați uh, ca lucrul vostru să nu fie dus până la capăt și trebuia să, să, să schimbați uh, linia de cod și să reveniți mai târziu cu un pull request. Uh, bine, eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, eu sper că video nu a fost foarte lung, chiar dacă a fost puțin mai lung, cred că a fost informativ, mai ales pentru începători, pentru cei care nu, știe, nu știu, cum scrie uh, un cod corect și se întreabă, poate așa mai bine, poate așa. Nu, deci codul nu trebuie să fie scurt, pentru că dacă codul e scurt, asta nu înseamnă că el e rapid, în primul rând. Și în ziua de azi, totuși, codul scrie la început să fie înțeles de alții, iar apoi să lucrează mai mult pe optimizare. Da? Cam asta ar fi. Și chiar dacă să ne ducem momente de cuvintele lui Donald Knut, optimizația prematură ar fi cauza la toate relele din programare. Cam ceva de genul. Bine, eu vă doresc la tot succesă, sărbători frumoase și sper să ne revedem în curând.